Bună, Simona! Bună! Bine ai venit pe la noi! Bine v-am găsit! Povestește-ne câte ceva despre cea mai memorabilă vară din viața ta. Păi încerc să fac cumva încât fiecare vară să fie memorabilă. Nu știu, cred că a fost foarte dificil și nu o să uit prima vară cu Ana, pentru că n-am plecat nicăieri în vacanță și asta m-a cam dat un pic peste cap. Îmi place foarte mult să plec, îmi place să mă organizez vacanțele. Mă rog, cui nu-i place chestia asta? Și atunci, evident că n-am putut să plecăm nicăieri, pentru că eram foarte panicat să facem ceva, ea fiind foarte mică. Și apoi am trecut prin a doua experiență, că s-a născut Vlad și iarăși o vară sacrificată. Și când ne-am făcut o mulțime de planuri să plecăm, să dregem, pac, a venit pandemia, deci a treia vară sacrificată. Parcă mă întrebai de veri reușite, nu? Memorabile. Da. Păi uite, au fost memorabile prin faptul că n-am plecat nicăieri, că de obicei plecăm. Bun, e și asta o perspectivă. Cel mai amuzant vara asta ar fi să... Cel mai amuzant vara asta ar fi să nu dăm deloc pe acasă. Adică să ne facem bagajele și cât avem vacanță să fugim în lume. Ceea ce evident că nu se va întâmpla cu doi copii mici. O să mai trecem măcar cât să spălăm hainele și să desfacem, să refacem bagajele. Ținem pumnii, așa să fie. Doamne ajută, mulțumesc. Dacă ar fi să nu fii constrânsă de bani, pandemie, zile libere, care este locul în care ți-ar plăcea cel mai tare să mergi vara asta? Păi mi-e dor de Grecia și o să mergem în Grecia. Sigur, o să stăm mai mult decât am plănuit. Inițial îmi doream să mergem să stăm o lună, să închiriem o căsuță, să aproape de mare, să închidem telefoanele și să fie tot așa frumos. Evident că planul de acasă nu se potrivește cu planul de la muncă, pentru că oamenii vor să vadă emisiuni la televizor, așa că luna noastră s-a transformat în săptămâna în Grecia. Și da, mi-este foarte dor să mai mergem în Franța și sper să prindem câteva zile și mi-ar fi dor și de Roma și, Doamne, nu mă mai întreba că aș merge, acum aș pleca. Cel mai mult ți-ar plăcea vara asta să... Să apuc să mă odihnesc, da. Să apuc să mă odihnesc, să ne încărcăm bateriile. Mi-aș dori vara asta să... Să fie o vacanță superbă, așa, să nu avem incidente, să nu treacă timpul repede, cum se întâmplă de fiecare dată în vacanțe. Cel mai tare vara mă supără dacă... Dacă se anulează vacanța. Foarte tare mă supără. Pe cine nu? Este vara anotimpul care te inspiră la cele mai nebune idei? Îmi place foarte mult vara, dar având în vedere că îmi place foarte mult să schiez, aștept cu mare nerăbdare și vacanța de iarnă. Spune-ne o idee mișto de vară și pentru oamenii care ne urmăresc. Păi, uite, este o idee pe care aș vrea să o pun și eu în practică și sper să ne iasă, să închiriem o rulotă și să mergem cu năzrăvanii noștri câteva zile pe undeva, nu știu, poate la mare la noi. Asta câteva zile însemnând 2-3, că vreau să vedem dacă ne place genul ăsta de a face turism, că n-am mai încercat. Dar mi se pare așa cool, mi se pare că e altceva față de cum ne-am obișnuit noi până acum.